Dragi cetățeni ai Comunei Poduri, iată că se sfârșește un an administrativ și un an de suflet, zic eu, și țin în mod deosebit să vă urez ca aceste sărbători ce vin să fie pline de sănătate, să fie un Crăciun cu roade, un an nou cu roade și un an care vine cu multe bucurii. Din punctul meu de vedere, anul acesta a fost unul bun, nu foarte bun, pentru că întotdeauna este loc de mai bine, dar cred că a fost un an bun pentru Comuna Poduri și un an cu realizări. Asta nu pentru că neapărat spun eu, pentru că, din câte vedeți și dumneavoastră, sunt lucruri care au fost finalizate. Ne așteaptă un viitor an plin de proiecte. Sper ca Dumnezeu să ne ține sănătoși, să putem să le ducem până la sfârșit. Și cred că s-au făcut acum câteva lucruri, nu numai administrative, și lucruri de suflet, ceea ce pe mine mă caracterizează să fac aceste lucruri, și doresc ca și anul care vine împreună să realizăm ceea ce n-am putut realiza în acest an. La mulți ani pentru 2019, sănătate familiilor dumneavoastră și sănătate tuturor pădurenilor plecați în toate colțurile lumii. Un an nou fericit!